În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși părinți iubiți credincioși, pentru această duminică, pericopa evanghelică ne pune înainte minunea vindecării unui orb, minune care este relatată de toate evangheliile sinoptice, Matei, Marcu și Luca. În Evanghelia după Luca astăzi este vorba de un singur orb, minunea întâmplându-se în Ierihon. Atunci când Matei vorbește de doi, este cu putință ca doar unul dintre ei să fi strigat și pe celălalt, Mântuitorul, să-l fi vindecat la ieșirea cetății. În tot cazul, important este semnul pe care îl vedem în această vindecare și înțelegerea pe care evanghelistul stăruie să o pună înaintea noastră. Așadar, Mântuitorul intră în cetatea Ierihonului. Și încă tot în cetatea Ierihonului avea să aibă întâlnirea cu Zaheu, care se suise într-un dud, pentru că era mic de statură, ca să-L vadă pe Hristos. Și are loc o întâlnire, nu doar față către față, ci o întâlnire care schimbă sufletul lui Zaheu. O întâlnire în care sufletul lui Zaheu se apropie de Hristos, putem spune cum ne apropiem noi astăzi de Sfânta Împărtășanie. Cu dorința de a se schimba, cu dorința de a primi adevărul în inima sa atunci când înțelege că Hristos este calea și adevărul și viața. În Ierihon, iată, Mântuitorul Hristos împlinește astăzi minunea vindecării orbului. Iar evanghelistul Marcu îl numește Bartimeu. Bartimeu este un patronim, Bar, adică fiul lui Timeu. Acest Bartimeu stătea și cerșea. Și văzând mulțimea care îl însoțea pe Hristos, mulțime care desigur că făcea zgomot în mersul ei, și vorbind, mulțime de oameni, probabil, și mergând, întreabă ce se întâmplă. Deși era orb, cerșea și cu siguranță nu avusese acces la cultura, la învățătura, cât era cu putință a acelui timp, vedem că orbul nu era nici nepăsător, nici nesimțitor la cele ce se petreceau, chiar dacă nu vedea, era conectat la realitatea lumii și la înțelesurile ei. Și atunci când află că cel care trece este Iisus și că oamenii îl însoțeau, cu siguranță unește această informație cu ceea ce auzise el însuși, că Iisus a făcut atât de multe minuni și a vindecat bolnavi cu neputință de vindecat. Și probabil tot din cele auzite înțelesese că Iisus este fiul lui David, așa cum îl numește strigând, Iisuse fiul lui David, fie-ți milă de mine. Când îl numește fiul lui David, arată aici așteptarea poporului lui Israel, a lui Mesia, care vedea în Mesia fiul lui David. Așadar, orbul Bartimeu nu era doar un om nepăsător, un om care aștepta bănuțul să trăiască de azi pe mâine și doar să-și ducă paralizia, să-și ducă orbirea și boala sa ca pe o paralizie, ca pe o amorțire a sufletului. Nu era amorțit sufletește. Nu știm tainele sufletului și dorurile lui, dar vedem că era atent la cele ce se întâmplau în jur. Auzise de Iisus. Asta înseamnă că vorbea cu oameni, se întâlnea cu ei, punea întrebări și înțelegea. Ajunsese la credința că acest Iisus este fiul lui David cel așteptat și că poate să facă minune înfricoșătoare. Cu această nădejde strigă acum, Iisuse fiul lui David, miluiește. Greu de înțeles ce putere avea cea orb să strige cu atâta credință. În zilele noastre nu știm dacă chiar un bolnav de cancer ar putea striga cu atâta credință, auzind de minunile ce se întâmplă în jurul lui. Probabil că da. Și vedem credința cu care oamenii vin la Sfânta Paraschivă, la procesiune. Vedem credința cu care oamenii vin în biserică. Desigur, în balanță cu necredința celor ce nu doar că nu înțeleg,
ci de faimă și prihănesc aceste minuni și aceste semne de la Dumnezeu. Orbul nu era necesitor de Dumnezeu, ci credea și cu această credință a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește! Și vedem că cei din mulțime, auzindu-l, îl opreau să nu mai strige. De ce îl opreau? Probabil pentru că ei înșiși nu credeau că poate fi cu putință vindecarea lui, pe de o parte. Pe de altă parte, că atunci când cineva ne este drag și pe Iisus îl aveau, ca pe cel drag, pe cel de mijlocul lor, și voiau să-l păstreze doar pentru ei, mulțimea adunată. Nimic să nu-l stingherească, să fie doar cu ei. Dar orbul nu s-a potecnit de acest îndemn al lor, ci a continuat să strige cu nădejde: Iisuse, Fiul lui David, miluiește! Și vedem că Hristos se oprește și întreabă de el și îi spune: aduceți-l la mine. Aduceți-l la mine. Și venind orbul înaintea lui Hristos, îl întreabă: ce voie să-ți fac? Ce voie să-ți fac? Pentru că orbul ar fi putut cere: Doamne, zi fiecărui om din cei din mulțimea asta să-mi dea câte un bănuț, ca să nu mai vin să cerșesc în fiecare zi, măcar o săptămână să stau și eu acasă, să nu mai duc umilința și osteneala zilei, să vin aici să cerșesc, că mi-este greu. Și vedem că orbul nu aceasta o cere. Într-o anume măsură, a fi fost orb și a fi cerșit însemna și a nu fi dus truda unei zile cum o ducea un om sănătos. Poate mulți puteau vedea într-asta și o oportunitate de a-și dobândi banul în mod ușor, doar cu umilința de a cerși. Vedem că în orb nu erau aceste gânduri. Și Hristos, când îl întreabă și știa gândul inimii lui, vrea ca ceilalți să înțeleagă: Doamne, să văd! Vreau să am darul acesta al vederii, cu tot ce înseamnă el. Să muncesc, să mă ostenesc, să trudesc, dar mai ales poate să slăvesc pe Domnul, ceea ce a și urmat. Și Hristos îi spune: vezi, credința ta te-a mântuit. Și numai cu acest vezi, numai cu acest cuvânt, precum în facere vedem când a spus Dumnezeu să fie lumină, cu acest cuvânt orbul a văzut și s-a vindecat, s-a tămăduit orbirea lui. Nu ne spun evangheliști și evanghelilor sinoptice, dar cu siguranță și acest orb era un orb din naștere. Dacă ar fi fost normal unui accident sau altfel de orbire a unei boli, cu siguranță evanghelistul ar fi redat lucrul acesta. Așadar, Mântuitorul împlinește această minune doar cu cuvântul. Și vedem că orbul după această minune l-a urmat și l-a slăbit pe Hristos și s-a adăugat mulțimii. Desigur, pericopa evanghelică ne îndeamnă să înțelegem mai multe nuanțe ale acestui episod. Întâi, atunci când Hristos îl aude strigând, desigur, vedea Hristos că mulțimea căuta să-l oprească, probabil vrând și să nu-l obosească pe Mântuitorul. Așa cum altă dată mulțimea se apropiase de Iair, căruia îi murise copila, și spune: nu mai osteni pe învățătorul să vină în casa ta să o vindece pe copilă, pentru că a murit. Și în acest gând era un gând de cinstire pentru Hristos, pe care îl vedeau tras în toate părțile de mulțime de oameni, cu durerile lor, cu neputințele lor. Văzuse Hristos că mulțimea căuta să-l oprească pe cel orb și le spune: aduceți-l la mine. Cel ce a vindecat orbul putea el însuși să se ducă lângă cel orb. Altădată, iată și episodul vindecării orbului se petrece înainte de patimă. La scurt timp, după aceasta, are loc învierea lui Lazar. Când înviază pe Lazar, ce spune Hristos? Ridicați piatra de pe mormânt. Nu se ridica ușor acea piatră. Mulțime de bărbați trebuia să o dea la o parte. Cel ce l-a înviat pe Lazar nu putea să dea piatra la o parte de la ușa mormântului.
Cel ce a vindecat pe orb de orbirea lui de naștere nu putea să se apropie de el, cu siguranță că da. Dar în toate câte se întâmplă, Hristos vrea ca cele ce omul poate să le împlinească prin dragostea sa, prin participarea sa, să le facă. Și cei ce până acum îl opreau pe orb să vină către Hristos, acum ei înșiși sunt îndemnați să-l aducă, să înțeleagă suferința, să participe la ea. Hristos lucrează prin oameni și cu oameni. Ceea ce au putut oamenii să facă, au trebuit să facă. Odinioară l-au lăsat pe slăbănoc prin acoperiș, vrând să-l ajute. Acum iată cei ce voia să-l oprească pe orb, îl aduc în fața Mântuitorului. Să înțelegem așadar noi înșine cum ne raportăm la cel în suferință, la cel neputincios. Și noi înșine, când suntem neputincioși și în suferință, să nu ezităm a cere ajutor, în primul rând, omului de lângă noi, prin care lucrează Hristos, prin care lucrează Dumnezeu. Vedem apoi că Dumnezeu îl vindecă pe slăbănul prin cuvânt. În duminica a șasea după Paști, ne este relatată o altă tămădurie minunată, tot a unui orb din naștere. S-a apropiat de el Hristos cu ucenicii săi. Interesant cuvânt, îl întreabă ucenicii: cine a păcătuit? Pentru că în conștiința poporului un asemenea semn, o boală mutilantă, paralizie, orbire, neputința de a naște copii, era un semn al unor păcate pe care omul sau generația lui le poartă. Poate și de aceea mulțimea a încercat să-l oprească pe acest orb, pentru că asociau o vinovăție a lui sau a neamului său. Îl întreabă ucenicii așadar: cine a păcătuit, acesta sau părinții lui? Și spune Hristos: nici acesta, nici părinții lui, ci ca să se arate în el slava lui Dumnezeu. Ceea ce vedem și astăzi, iubiți credincioși, în Evanghelia tămădurii lui Bartimeu, orbul, că și aici s-a arătat slava lui Dumnezeu, pentru că cel orb merge în urma lui Hristos și vestește minunea și se bucură de Hristos. Putea să rămână pe loc, putea doar să se bucure de viață, să meargă să vestească familiei în primul rând, dar alege a merge după Hristos. Nu și-a făcut gânduri cum ar trebui poate să se ducă, să-și câștige pâinea, să începe să schimbe viața prin această vindecare. Nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate slava lui Hristos. Greu cuvânt. Un om purta o sfăriță îndelungată, și mă refer acum la Evanghelia din duminica a șasea din Paști, de după Paști. Doar ca Dumnezeu să-și arate slava sa, oare slava lui Dumnezeu nu s-a arătat desăvârșit în chipul Maicii Domnului, în trăirea lui Ioan Botezătorul? Trebuia ca acel orb să pătimească suferința îndelungată a orbirii atâta timp. Înțelegem în aceste cuvinte, iubiți credincioși, nu că Dumnezeu îngăduise orbirea lui pentru ca prin aceasta să fie slăvit pentru o vindecare minunată, ci acest chip era o cale a lui pe care numai el o avea ca să-l cunoască desăvârșit pe Dumnezeu, pentru că acel orb de naștere, în momentul când a fost vindecat, într-adevăr a înțeles că este Dumnezeu și l-a iubit și s-a luminat și l-a mărturisit ca Dumnezeu și sufletul lui s-a schimbat. Unul îl poate cunoaște pe Dumnezeu cum l-a cunoscut Maica Domnului în feciorie desăvârșită și în afierosire de la Dumnezeu. Altul poate cunoaște de altul într-o suferință, altul într-o bucurie neașteptată pe care a făcut-o Dumnezeu. Și în toate acelea sunt căi pe care Dumnezeu le pregătește pentru fiecare. Așa cum dacă văd că pruncului meu îi place matematica, încerc să-l îndrept pe acea direcție, ca el să-și împlinească acel potențial. Tot astfel în acest om Dumnezeu a cunoscut că în acest fel el se va mântui. Și cum spune Hristos, niciun fir de păr nu se va clinti fără știrea Tatălui meu. Nici o suferință,
Deci o bucurie nu ne este dată doar ca să trecem pasiv prin el, doar ca să supraviețuim pe acest pământ, ca peștele sau ca râma. Ci aceste suferințe au un sens și prin toate suntem chemați să-L cunoaștem pe Dumnezeu. În pilda tămăduirii, în istoria tămăduirii lui Bartimeu, iată, această tămăduire nu a fost doar spre vindecarea sufletului său, că s-a umplut de bucurie și de slavă în Dumnezeu. L-a cunoscut, cum nu l-au cunoscut cărturarii acelei și fariseii acelei. Și l-a cunoscut de săvârșit și l-a urmat cu bucurie, nu din vreo silnicie, dar pe lângă el mulți au crezut și au înțeles că vindecarea unui orb din naștere are un semn, că cele ce erau cu neputință la oameni, Dumnezeu le-a împlinit. Și acest semn îl pune Evanghelia de astăzi, iubiți credincioși și înainte, ca să înțelegem că viața aceasta este o luptă ca să-L cunoaște pe Dumnezeu. Vedem și orbul nu i-a fost ușor. Striga spre Dumnezeu și ceilalți îl opreau să tacă. Sunt puteri nevăzute și văzute prin care suntem opriți parcă, suntem parcă puși la încercare de a ne apropia de Hristos. Să înțelegem că Dumnezeu este atent la fiecare mișcare a sufletului nostru, are puterea să ne vindece și vrea să ne vindece. Înseamnă nu doar să stăruim, ci să ne apropiem de singurul care are această putere. Credința ta te-a mântuit, îi spune Hristos. Credința ta, aș parafraza eu, care s-a întâlnit cu puterea singurului, adevăratului Dumnezeu. Nu a fost o tămăduire de moment. Nu a fost o scamatorie. A fost o tămăduire desăvârșită cu puterea lui Dumnezeu. Sunt oameni care se duc cu credință, între ghilimele, cu nădejde și la vrăjitor. Dar nu se duc așa cum se duce omul la Dumnezeu, la Creatorul Său, la Cel ce a făcut cerul și pământul, la singurul Dumnezeu adevărat. Aceasta este credința care nu doar ne tămăduiește vreo slăbiciune a trupului, vreo zgaibă sau vreo mutilare, ci dă sufletului bucurie, dragoste și adevăr. Cu această credință să ne înarmăm, iubiți credincioși, știind că Dumnezeu are putere nu doar să ne dăruiască lumină în trup și în suflet, ci are putere să vindece gândurile noastre cele ascunse, rușinile noastre cele adânci, dar și să răspundă dorilor noastre cele mai înalte. Cu aceste gânduri să plecăm, auzim pericopa de astăzi, cu aceste gânduri să dăm slavă lui Dumnezeu, și să urmăm și noi lui Hristos, precum orbul Bartimeu, slăvindu-L și rugându-L ca și nouă să ne dăruiască plinătatea bucuriei, plinătatea credinței, pentru ca adânc și deplin cunoscându-L, să-L mărturisim și altora spre slava lui Dumnezeu. Amin.